Maria și Antonio au reușit să treacă de etapa tachinărilor. Sunteți într-o cunoaștere? Hai că acum vă întreb. Suntem într-o cunoaștere, bineînțeles. Ok, primul pas. Primul pas a fost făcut. Și astfel la task, cei doi își vedeau de cunoaștere. Mie îmi place la club, da. M-a zis Maria că pot să ies în fiecare weekend. Nu, acum lăsăm gluma deoparte, nu o să stau să țin niciodată pe nimeni din scurt. Adică e fix alegerea, așa ce vrei. Da, și după aia pentru că acasă ești cu pată de aia și nu mai vorbești de o zi. Nu, dar până la urmă, și dacă o să te țin din scurt, tot o să faci ce vrei tu la un moment dat, știi? Și în momentul în care ai libertate, nu o să mai simți tu să faci anumite lucruri. Deci în orele astea poți să te cunoști cât nu te-ai cunoaște într-o lună de Hai, zi, ce vrei să știi despre mine? Ce planuri de viață ai așa de viitor? Prima oară să fac bani. Vreau să fac chestia asta cu personal trainer, să văd cum avansează. Am o presimțire bună. Mai aveam o chestie care trebuia să o fac, dar n-am avut bani să încep cu video editing. Și... nu știu, mai am și chestia asta cu tot, o să zici că sunt nebun, dar mi-a zis astrologul ăla, gen să încerc să fac ceva cu mâinile sau cu gura. Așa o să reușesc eu să... Așa o să reușesc eu în viață. Și ai fi vrut să mă întorc în România. Dar tu aici cu cine stai? Aici stau acasă, la mama, la tata. Și eu am o chestie în Anglia care îmi produce bani deocamdată. Când am făcut, dacă o fac eu singur, dacă mă duc eu acolo și pot să, și am eu grijă de ea, pot să fac 20.000 în trilion. Dacă o să am timp să-ți povestesc viața mea, nu pot să-ți povestesc aici nici măcar 10%. Dar și chestia asta că râd mereu sau nu știu că nu se zice. Ei, nu, că nu mă apropii foarte ușor de oameni și nu mă apropii niciodată de oameni. Ca mine. Nu. Opusul tău. Dar știi că eu tot cred că tu nu o placi pe Maria cu adevărat. De ce crezi că nu o plac pe Maria cu adevărat? Că ai aplicat niște tehnici care ți ieșeau până la urmă. Cu Maria nu am aplicat nicio tehnică. Cu Maria m-am înțeles bine de la început și chiar nu știam dacă pot să fac gen un cuplu cu ea și mai departe, pentru că era chestia cu copil. Dar fiind pus în această competiție și în locul ăsta, am început să văd altfel lucrurile. Și probabil am și zis, dacă eram cu ea afară și gen ne întâlneam afară și era chestia asta cu copilul, cred că m-ar fi făcut să dau înapoi din prima. Dar aici de ce s-a schimbat asta? Pentru că nu știu, avem timp doar noi. Nu vine chestia asta să mă preseze direct. Mă lasă să o cunosc pe ea. Ai prejudecăți, Antonio? Nu am prejudecăți, dar nu sunt un om format. Și eu când văd intrarea într-o relație cu femeie, cu copil, eu văd că ar trebui pe astea să le ai sută, gen banii să vină din undeva, să nu mai chestiile astea de să le gândești. Nici nu am avut așa. Adică majoritatea fetelor cu care m-am întâlnit erau mult mai mici și nevoia de atenție și de așa mă făceau să mă îndepărtez, pentru că ele cam atâta voiau la vârsta aia, să stăm în continuu împreună. Nu puteau să vadă mai departe, băi, trebuie să facem ceva sau să o ducem într-o direcție. Sunt genul de om care dacă am bărbatul potrivit lângă mine, omul cu care să privim amândoi în aceeași direcție, păi ne ridic munți. Mă, și eu credeam exact la fel, dar am fost dezamăgit atâtea ori. Mi-am făcut planul cu fosta și mereu și zicea da, și când venea momentul zicea nu și pleca, încât am renunțat de a-mi face planuri cu cineva. Spre exemplu, în fosta mea relație, stăteam cu băiatul ăla acasă la părinții lui, dar părinții în Spania de ani de zile. Și mereu îi spuneam, băi, mi-aș dori să facem lucruri împreună, mi-aș dori să muncim, hai să plecăm în Anglia, hai să facem bani, hai să facem bani, să ne facem o casa noastră, să fie a noastră. Păi da, dar ce n-avem, cine ne dă afară de aici? Și în momentul în care îi spuneam, dacă mâine noi doi terminăm relația asta, eu iau de la zero și nu oricum un copil după mine. Poate de căsătorie. Nu mă referam ceva care te zice. Te sperie gândul ăsta? Bă, nu mă sperie nimic în viață, nu. Adică viața mi s-a schimbat de atâtea ori în ultimii ani, încât nu mi s-ar părea ceva wow. Ai avut bucatii, ai dat cu piciorul, ai demonstrat ceea ce ești, nu mai ai nicio... Îmi place să mă gândesc în direcția aia, dar nu știu, nu vedeam, știi? Aici știi ce să urmărești? Uite cum văd eu lucrurile, până acum n-am vorbit de chestia asta, dar eu cum văd eu lucrurile de viață din punctul meu de vedere. Eu nu-mi doresc, nu știu, să am o relație la modul să fie iar serioasă, să mă afișez, să mă vadă toată lumea, să ajung să cunoască familia mea, să ajung să-mi cunosc copilul și, nu știu, după aia. Să
discut. Da, nu mai, pentru că și care ideea, dar respect pentru Amir, deja are o vârstă, nu pot să-l mai expun la anumite lucruri. Dar nici nu pot să mă mai arunc așa cu capul înainte. Nu știu, îmi doresc un om care să fie sigur pe ceea ce vrea să gândească, bă, stai un pic că... În relația asta nu sunt decât eu cu fata asta, mai implicăm un suflet, știi? Care poate să se atașeze, mai mult sau mai puțin. Da, da, știu ce zici. Nici eu n-aș vrea să mă implic direct în chestia asta, că nu știu dacă aș fi pregătit să mă implic direct în relația cu copilul. Da, e o situație mai delicată. În cazul Mariei, nu e ceva, eu v-am mai spus și atunci când a intrat ea în casă. Faptul că nu a mers relația cu tatăl copilului, asta nu înseamnă că nu are dreptul la fericire și că nu are și ea dreptul să participe ca oricare altă fată într-un reality show. Doar că trebuie ea să fie, dar trebuie să fii tu atentă. Da, da. Pe cine alegi, pe cine aduci în casă, pentru că cumva va deveni un model pentru băiețelul tău. Clar. Tu cum privești treaba asta? Bine. Știi? Uite, ai putea să ieși însurat și să fii și... Păi asta am și vorbit cu ea, că am, din punctul meu de vedere, sunt norocos că am întâlnit-o aici, pentru dacă eram afară, probabil gândul ăsta m-ar fi speriat. Dar așa reușesc să o cunosc pe ea prima oară și după aia, ușor, ușor, pot să mă gândesc și la relația cu copil. Dar dacă era să fiu direct... Bine, nici nu știam. Nu există direct. Mi-ai explicat lucrurile că... vin pur și simplu natural. Nu ai cum... Nu există. Cunoști copilul prima dată. Nu mă sperie. E ceva nou, dar nu mă sperie. Dar de ce ai spus că mama ar fi cea mai fericită stensor? Păi, de când își dorește ea, 5 ani să mă vadă. De câți ani? 29. Da, da, nu știu ce să zic. Voi faceți parte dintr-o generație de oameni care nu se mai însoară la 20 de ani. Adică nu e... Uite, Vlad o sensoare la 24. E altă situație. Da, dar în principiu... Cam aici e vârsta între... Își dorește și ea nepoții, își dorește să vă dați seama. Suntem doi frați și niciunul nu am făcut pasul, cu toate că fratele meu are o relație destul de lungă și încă n-a făcut niciun pas în direcție. Dar ce crezi că ar spune mama dacă tu te-ai însurat cu o fată care are un copil dintr-o relație anterioară? Mama, și ca și mine, noi nu judecăm și acceptăm cam orice în viața asta. Dacă eu sunt fericit și mă vede că sunt bine, putea să aibă și 10 copii, Maria, nu era nicio problemă. Și acum mă întorc la Irina, care a făcut o afirmație, probabil, în nota task-ului, nu? Mm-hmm. Cum că tu, de fapt, nu placi foarte tare pe Maria. De ce crezi asta, Irina? Era prea insistent. Dar i-a spus și lui chestia asta cu... Și când Maria spunea, nu vreau să ne grăbim, nu vreau, și el zicea înapoi. Dar, păi, vezi că dacă nu exteriorizezi acum, s-ar putea că n-o să vrei tu să nu vreau eu. E o chestie de manipulare. Vreau acum. Și vreau să-ți spun ceva, dar... O să-ți spun, peste câteva zile, o lasă așa, ca cu sin, cu mesaj, să gândească la el. Și, na, i-a zis că, până la urmă, ea să se îndrăgostească de el. Și el nu? Nu știu ce să zic. De ce? Nu știu, mi se pare așa că e prea simplu. Poate o să ne căsătorim. Ei sunt abia într-o cunoaștere și, nu știu. Păi și... Nu știu, Maria nu e așa. Am zis poate, nu am zis ne căsătorim. Mai zboară, așa, e ok. Adică, ție nu se pare serios el? Da. Ia uzi, Antonie. Nu știu, depinde, viața e atât de greu pe cât ți-o faci tu în capul tău să fie. Dacă eu, lucrurile mi se pare că vin ușor și căsătoria mi se pare un lucru ușor, de ce ar trebui să privesc, mamă, ce greu e să mă căsătoresc. Ei, acum te întreb eu de ce nu te-ai însurat până la 29 de ani, dacă e așa ușor. Păi nu am ajuns în momentul cu partenera și când trebuia să, gen, băi, uite, merge totul bine, să mă gândesc în direcția aia, se rupea brusc totul și o lua pe altă direcție. Și după aia... Asta a fost tiparul până acum? Am avut două relații lungi. Și ultima, care a fost de 5 ani, cam așa se întâmpla. Aveam vreo 3-4 luni, mergea totul perfect, ziceam că e relația perfectă, după 4 luni spunea că vrea total altceva și că nu... Bine, noi stăteam și în Anglia, zicea că nu mai suportă viața în Anglia, că nu, ea vrea să se și distreze, să aibă și alt tip de viață. Da, ar putea fi același lucru, să-ți se pară că totul e perfect aici și ieșiți, nu? E valabil pentru amândoi, de fapt e valabil pentru toată lumea. Păi asta am spus și eu, e valabil că era o discuție. Dar e un risc pe care vi l-a asumat. Exact, dar asta nu e doar în casă. Nimic. Și afară, poți să fii cu o persoană și să se schimbe, nu știi de ce și cum. Da, totuși e
cumva e și bine că vă cunoașteți aici fără alți factori externi, cum ar fi telefoane, televizoare, și pentru că aveți timp să vorbiți foarte mult. Pe de altă parte, sunt mulți care când au dat cu nasul de realitate, n-a mai fost, s-a dus vraja. Exact. De-aia cred că la mine și la Maria nu este o vrajă. Este o cunoaștere ca doi oameni maturi. Adică exact așa, ne-am văzut din prima, mamă ce îndrăgostiți suntem. Mie, de obicei, când mi s-a mai întâmplat chestia asta în afară, după două săptămâni s-a dus vraja. Deci cam atâta. Și cu Maria avem chestii de viață. Și cu Anglia, și că am fost amândoi în Liverpool. Sunt multe coincidențe. O să vedem cine o să ajungă în ziua finalei să spună marele da și cine o să pornească mână în mână pe drumul ăsta al vieții. Până atunci luăm o pauză. După pauză avem așa, o dată. Diana și Dani tensionați la task, vedem.